Salutare tuturor și bine ați venit din nou pe acest canal. Astăzi vreau să abordăm un subiect foarte important și fascinant din credința creștină. Este vorba despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Vom explora împreună 5 argumente cheie care susțin realitatea și semnificația învierii lui Hristos. Știu că este un subiect captivant, este un subiect plin de mister și de semnificație și sunt încântat astăzi să împărtășesc cu voi câteva gânduri. Așadar, haideți să începem. Trăim într-o lume plină de dezbateri și speculații. Învierea Domnului Iisus Hristos rămâne un subiect central al credinței creștine, provocând întrebări și reflexii în egală măsură. Există numeroase argumente care susțin realitatea acestui eveniment miraculos, iar în acest video ne vom centra pe 5 dintre ele. Este important de menționat că aceste argumente nu sunt exhaustive, da? Subiectul învierii lui Hristos poate fi abordat din multiple perspective și cu diverse abordări. Însă, cu toate acestea, cele 5 argumente pe care le voi prezenta astăzi oferă o bază solidă și convingătoare pentru credința în învierea Domnului Iisus Hristos, evidențiind aspecte istorice, chiar și aspecte spirituale, care au continuat să inspire și să transforme viețile oamenilor de-a lungul secolelor. Primul argument este mormântul gol. Unul din cele mai fundamentale argumente pentru înviere este mormântul gol al Domnului Iisus Hristos. Biblia ne relatează în Evangheliile sinoptice că în dimineața de Paște, mormântul în care Iisus fusese pus a fost găsit gol de către femeile care au venit să-l ungă. Avem acest eveniment menționat în Matei 28, de la 1 la 10, în Marcu 16, de la 1 la 8 și în Luca 24, de la 1 la 12. Această descoperire esențială contrazice orice explicație naturală sau conspirativă și reprezintă un punct de plecare vital pentru credința creștină în înviere. Mormântul gol reprezintă o dovadă fizică a faptului că trupul lui Iisus nu se mai afla acolo. În contextul strict securizat al mormântului, furtul trupului lui Iisus ar fi fost extrem de dificil de realizat. O să vedem mai târziu și de ce. Mai mult decât atât, dacă ucenicii lui Iisus ar fi încercat să fure trupul, ar fi riscat pedeapsa capitală din partea autorităților romane sau iudaice. Dacă trupul lui Iisus ar fi fost furat de către ucenicii săi, autoritățile ar fi avut toate motivele să-l găsească și să-l expună public pentru a împiedica propagarea creștinismului. În plus, mormântul a fost sigilat, iar sigilarea pietrei de la intrare și postarea gărzilor ar fi făcut aproape imposibil accesul la mormânt. Astfel, mormântul gol reprezintă o realitate incontestabilă care susține învierea lui Hristos, deoarece nu există o explicație plauzibilă pentru dispariția trupului în afara unei intervenții divine. Al doilea argument pe care îl vom aborda sunt soldații romani care au păzit mormântul. Soldații romani care au fost detașați să păzească mormântul au avut cele mai puternice motivații pentru a-și îndeplini această datorie cu fidelitate și rigurozitate. De asemenea, aveau cel mai mic interes în a lăsa pe cineva să intre în mormânt sau să fure trupul Domnului Iisus Hristos. Orice eșec în îndeplinirea datoriei lor ar fi însemnat condamnarea lor la moarte. În plus, acești soldați romani erau experimentați în combaterea răscoalelor și în menținerea ordinii, fiind puțin probabil ca ei să fie intimidați sau mituiți de către ucenicii Domnului Iisus în cazul acesta. Întrucât viața lor depindea de respectarea ordinului, este puțin probabil ca acești soldați să fi fost implicați în vreo conspirație pentru a ascunde sau a muta trupul lui Iisus. În plus, pedeapsa pentru neglijență sau trădare în timpul misiunii era severă, fapt care întărește credibilitatea mărturilor despre dispariția trupului. Mai mult, observăm că soldații romani care au fost detașați să păzească mormântul lui Iisus Hristos au fost martori oculari a acestui eveniment al învierii și au fost implicați într-un mod direct în această poveste extraordinară. Evanghelia după Matei relatează că autoritățile iudaice au plătit soldaților pentru a răspândi minciuna că trupul lui Iisus Hristos ar fi fost furat de către ucenicii săi în timp ce aceștia dormeau. Găsim acest episod în Matei 28, de la versetul 11 la 15. Această încercare de a nega învierea confirmă impactul puternic al mormântului gol și al reacției imediate a autorităților. Trecem la al treilea argument. După cum bine știm, apostolii Domnului Iisus Hristos, înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, au fost fricoși, au avut o atitudine destul de timidă, însă după învierea Domnului Iisus Hristos, această viață a apostolilor s-a schimbat. Apostolii și alți martori oculari ai învierii au avut puține motive să inventeze sau să promoveze o minciună despre înviere. Ne amintim, cum spuneam, despre viața lor anterioară, caracterizată de frică, neîncredere, îndoială,
iar în absența lui Isus nu exista nicio perspectivă credibilă de schimbare a acestei situații. Însă după înviere ei au devenit martori pasionați și curajoși, gata să-și dedice întreaga viață mărturisirii acestei realități a învierii. Este dificil de crezut că acești oameni ar fi riscat persecuția, tortura și chiar moartea pentru ceva în care nu credeau cu adevărat. Schimbarea dramatică a vieții apostolilor după înviere reprezintă un argument foarte puternic pentru realitatea acestui eveniment. Observăm în cartea Faptele Apostolilor cum acești oameni își dedică întreaga lor viață pentru a răspândi vestea învierii până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Al patrulea argument pe care îl voi prezenta, de asemenea, este unul dintre cele mai puternice argumente pentru înviere și este vorba despre mărturia Apostolului Pavel cu privire la întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu peste 500 de persoane într-un singur moment. Găsim acest episod menționat în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 6. Această întâlnire în masă nu ar fi putut fi ignorată sau falsificată de contemporanii lor și reprezintă o mărturie colectivă puternică pentru realitatea acestui eveniment. După cum spuneam, o astfel de întâlnire în masă ar fi fost dificil de falsificat sau de ignorat, mai ales într-o comunitate strâns interconectată ca cea din acea vreme. Absența unor contestații sau contradicții cu privire la această întâlnire susține ideea că această întâlnire a fost un eveniment real și verificabil care a avut un impact semnificativ asupra celor care l-au experimentat. Ultimul argument și din punctul meu de vedere cel mai puternic este faptul că Biserica Domnului Iisus Hristos, Biserica creștină a supraviețuit și a prosperat timp de 2 milenii. Putem vorbi despre cel mai puternic argument în favoarea învierii Domnului Iisus Hristos, din punctul meu de vedere. O poveste inventată sau un mit fără bază ar fi fost probabil uitat sau respins în decursul timpului. Însă Biserica lui Hristos a continuat să se dezvolte și să influențeze lumea într-un mod semnificativ, ceea ce indică că mesajul învierii are o putere și o relevanță care depășesc granițele timpului și a culturii. Supraviețuirea și prosperitatea bisericii creștine timp de 2 milenii constituie cel mai puternic argument pentru învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că în ciuda persecuției, opoziției și schimbărilor culturale, mesajul învierii a continuat să atragă și să transforme viețile oamenilor de-a lungul secolelor. Relevanța și influența bisericii de-a lungul timpului nu pot fi explicate fără a recunoaște realitatea învierii Domnului Iisus Hristos. În final vreau să închei acest video, iar combinația dintre aceste 5 argumente furnizează o bază solidă și convingătoare pentru credința în învierea lui Hristos. Nu sunt argumente exhaustive, vă las pe voi să mai analizați, puteți să puneți în comentarii alte argumente. Probabil în alte videouri vom aborda alte argumente, dar mai mult decât un simplu eveniment istoric, vreau să concluzionez că învierea Domnului Iisus Hristos continuă să inspire și să transforme viețile oamenilor peste tot în lume, chiar și după 2 milenii. Dumnezeu să vă binecuvinteze!